Ce liniște, domnule, este groază, filmez, face scandal. Ce de 60 de ani, că ați bătrân și el are 89. Foarte bucuroasă și foarte fără. Mai, tu cu ce îți încați bateria acolo, dacă nu ai adaptorul pe maică mea îți asta are baterie. Și când se termină bateria? Oh, oh, nu, nu, am, am un adaptor. Ia stai să ne pleci cu ei. Și ce mi-a dat? Limba latină, 5. Ce facem? Da? Fiat, nu, dar 5. 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 Cu Dorina. Zice, zice să la Goj. Geta Mariana a plecat în Jamaica. Avea ceva să se întâmple. Da, în Jamaica. Mai știi cum e, din America mai greu, știi? Da. Un avion, da, un... Mai că mai fost de... Da, de fapt m-am întâlnit de două ori de când nu l-am văzut pe Dorea. Mi-a zis. Pe Dorea l-am văzut pe 3 ani, pe Dorea l-am văzut pe 3 ani și acum 2 ani. A fost pe aici. Eu am la Gheba, eu cam o casă. Casa lui taică mea și... Nu, pentru că soția lui are un băiat și el. Ia, 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 Nu. Fratele meu vitre. Mama a murit. Și tata s-a recăsătorit și soția a doua are un băiat care aici în România. Și au alt mă, că la casă ce se facă. Dar ești profesor de muzică? Pe la autor. Dar toate nu muzică. De 32 de ani, tot cu același bărbat și am fost repartizată la Institutul Pedagogic din Oradea, unde am stat un an și jumătate. De 27 de ani trăiesc în Germania, la Köln, și de 25 de ani am împreună cu soțul meu, care este medic stomatolog, un cabinet și un laborator dentar. Am două fete. Fata cea mare are 24 de ani, a studiat în Elveția și în Anglia. Fata cea mică are 20 de ani, studiază hotel management în Anglia și sper să devină
cineva în viața ei să aibă tot așa mult succes ca și fostul meu coleg și prietenul meu din prima zi de facultate, Mike Lang. Filinca Cornelia Ferenc. Da, nu știu, nu mă numesc Filinca, deși toată lumea așa mă cunoște. După terminarea facultății, am plecat la Evi, unde am stat 5 ani. Am predat acolo la școală generală și la liceu. Geta, cum ți-a plăcut întâlnirea cu colegii? Foarte bine. Foarte bine. Cristina? O surpriză. Doina? Neașteptată, nesperată. Doina? Oh,